Un pui de barză a aterizat la noi pe casă. Nu și-a luat avântul pe semne, acolo e cuibul. Și a aterizat bum bum aici. Acum să-l vedem ce face. La. La cum că era pe sus. Hai mă, copile, întinde-ți aripile și zboară. Să uite, cred că e dezorientat. Da, da, sigur se e. În care parte s-o ia, în care parte e cuibul. E foarte dezorientat. Cred că ăsta e ăla mai micu. Nu știe ce să fac. Trebuie să aibă cădere. Vezi, trebuie să punem mai multe de-astea de zăpadă ca să, pentru berze. Că dacă aveam 3 rânduri, 4, se ducea după una la alta, știi? Acolo e cuibul și n-a luat. E un pui care învață să zboare. Și nu poate că e nu cu acolo, n-are cădere, știi, să o ia... Nu știe, momentan nu știe Cristiana, că e pui și nu e dezorientat. Nu, dar lor le trebuie aia și să arde, și formă să dea din... Îl arde tabla pe picioare. Haide, gata cu drama. Au venit pompierii și au dat puiul de barză de pe casă, dar ne-am pricopsit cu el. Nu știm ce să facem cu el. Acum e prea întuneric să-l ducem pe câmp. El nu știe să zboare încă. Și vom vedea mâine. Vede lateral. Pompierii n-au putut să-l pună în cuib când n-au nacelă. Acum vedem. Mâine o să-l ducem pe câmp să vedem dacă și-a zborul. Acum îl mănâncă câinii dacă îl ducem pe câmp.